Suntem pe această temă cu domnul Eugen Tomache, europarlamentar și președinte PMP. Bună seara! Bună seara! E cumva, mă rog, justificată această păstrare a tendinței, păstrarea unei optici care a fost și până acum foarte clar prezentată, tocmai pentru că s-au opus în tot acest timp intrării României în spațiul Schengen cu frontierele terestre. Deci, practic, și din punct de vedere electoral, contează o astfel de declarație, presupun? România nu are guvern la București dacă nici până la această oră ministrul de interne sau premierul nu au reacționat față de această declarație profund discriminatorie, chiar rasistă. Este inadmisibil să fim de 2 ani de zile subiectul de dispreț total manifestat de executivul de la Viena. Mi se pare că s-a trecut o linie roșie de mult, iar acești domni de la Palatul Victoria, în loc să apere cetățenii români, care sunt cetățeni ai Uniunii Europene cu aceleași drepturi, ca și ministrul de interne Carner, mi se pare inacceptabil. Cineva trebuie să-i pună la punct și există mecanisme europene prin care poți acționa. Nu înțeleg de ce există această teamă de a apăra cetățenii români în fața unei formule de discriminare, inacceptabilă în Europa secolului nostru. Deci nu au fost în stare să negocieze chestiuni politice clare, dar să apere cetățenii români în fața unor forme de discriminare inacceptabile în Uniunea Europeană, să taci mi se pare de neînțeles, de neconceput în condițiile în care noi îndeplinim toate criteriile de foarte mult timp. Aceste abuzuri trebuie să înceteze și abia aștept să plece această guvernare incapabilă să apere cetățenii români, pentru că o demonstrează în fiecare zi că nu sunt în stare. E totuși o retorică pe care deja am mai auzit-o și spuneam că este, mă rog, nu că ar fi justificat. Ar fi de așteptat să auzim astfel de cuvinte în acea retorică pe care o cunoaștem deja din partea austriecilor. Dar s-a spus foarte mult că au o importanță din punct de vedere electoral în Austria aceste declarații. Se dovedește a fi așa? Pentru că, până la urmă, dacă s-ar schimba regimul, putem să ne gândim, s-ar schimba și retorica. Ar fi o mai mare deschidere din partea austriecilor și o abordare realistă și corectă la adresa românilor, cel puțin. Putem să ne mai așteptăm la asta? Doamna Petraru, eu am fost recent și în Austria și în Germania cu autoturismul. Nu m-a verificat nimeni. Dar aceste semnale politice cu țintă la adresa cetățenilor români sunt inacceptabile. Iar guvernul României are obligația prin lege și Constituție să apere cetățenii români oriunde s-ar afla, iar atunci când, în mod voit, se încalcă regulile Uniunii Europene și se transmit asemenea mesaje xenofobe, mi se pare de neconceput lipsa aceasta de reacție. Ei sunt acolo pentru a apăra interesele statului român și ale cetățenilor români. Iar ministrul de interne austriac incită la ură prin acest discurs. Există instituții europene unde te poți adresa inclusiv pentru aceste opinii politice xenofobe. Discursul ăsta a distrus Europa în secolul trecut. El este practicat tot mai des de politicieni care patinează cu multă ușurință spre această formă inacceptabilă de discurs politic. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Eugen Tomac a fost în legătură telefonică directă cu noi în jurnal.